Când văd cocori cum cârduri pleacă, săruntă-mi fruntea ce se apleacă. Cuvântul ce miroase a moarte, simt cum tristeți vin de departe, o, dulce Doamnă, de-i putea, vreau să-mi săruți tristețea grea. Miresmea mare de pelin, sosesc zăpez ce-ndată vin, solesc zăpez ce-ndată vin, sub pomii ce-n vânt se zbuciumă, pe inimă sărută-mă. Cu zâmbetul-mi ce-n plâns se scaldă, vreau să-ți sărut făptura caldă, căci tu mi-ești sub zguri de toamnă o primăvară, dulce Doamnă. Frumos. Dar Doamna aici scrie cu majusculă. Cred că mai mult decât simbolul persoanei iubite ar trebui să fie arta, eu știu, da, viața însă și... Poezia. Ceva poezia, da, poezia, poezia. Uite, nu da, m-am gândit, dar aveți perfectă da, cum, dreptate. Am avut aveți momentul revelator, nu așa ni se întâmplă. Aveți perfectă dreptate. Da, este un poet clasic, un clasicism modern. Este destul de ușor predictibil, adică știi cam unde o să ajungă și cu rima și cu ideile. A fost deci Ioachim Boris, Carașca Tănase. Carașca Tănase, un nume nou. Un nume nou. Din, Cornel Costea. Tot un nume nou. Un nume nou. Crina Colis sau Colice. Un nume nou și... doi, trei care i-ați citit mai devreme fac parte din generația tânără. Valul proaspăt. Proaspăt, chiar o să întâlnim și o liceancă. Da. Ana Irina Iorga. Nume nou. Nume nou. Cela Negoescu. Aș putea spune nume nou, nume veche. Doamna Cela Negoescu, doresc neapărat să precizez aici. Îi vedem și o poezie? Da. În regulă. Eu caut, dumneavoastră spuneți, 115. Poet și pictor. Pictor renumit atât în țară cât și în străinătate. Brăila. Da, locuiește, s-a stabilit în Iași. Da, născută la Brăila. Are o serie întreagă de premii pe aici, văd că. Da. Expoziții în 81, în 84, personale. În 85, premântâi. Arthur Verona de la Dorohoi, în 89, premiu 2. Premiu special, 2010, premiu special, expoziția Mihai Eminescu, 2010, premiu 1, cea mai bună expoziție anului 2010. Humanus, la Gala Laureaților, la Tătăraș din Iași. Deci, doamna Cela Negoescu este un nume în pictură. Am fost la... Cred că... La lansarea volumului verde de la Iași a fost expoziția domniei sale sau alte expoziții? Că erau și atunci picturi. Cred că e o expoziție comună. Comună? Comună, da. Și da? Doresc să precizez, ca nu cumva să uit. Da. Doamna Cela Negoescu este cea care s-a plecat asupra scrierilor, poeților, a făcut recenziile. Deci este munca cea mai grea până la urmă. Da. Nu știu dacă să adun material să faci o antologie sau să faci o recenzie. Nu știu care este care mai grea. Mai grea. Și a scris despre fiecare poet în parte câte ceva. Uite, deci îi mulțumesc pe această cale. Da, da. Pentru această muncă sisifică. Da. Alegeți dumneavoastră, e rândul dumneavoastră. Da. Aici este chiar pagina. Ochelari. Pot eu avea grijă de foi să nu cadă pe jos? Vi le dau înapoi. Cred că... Așa. S-ar putea să le pierdem. Nu le pierdem, că avem grijă pe rând. Le dau înapoi. Da, imediat. Aș citi mâinile. Mâinile, da, pentru că țin și de arta
picturală, da. Nu numai de exact, arta și aici face referire. Mâinile sunt deștepte. Augustin Rodin. Yan și Ying stau față în față. E ea, e el, nu se ating. Sunt numai mâini albe, suave, dăltuite cu sârg. E primul impuls, se țin la distanță. Mâna lui joacă pe deget destinul colocit ca o ață. Apoi, prind să se apropie timid, ca mâinile amanților, tânjind după interzisa iubire de viață. Se ridică deodată, puternice, nestăvilite, ambele construind la oaltă catedrala unirii, a dorinței împlinite. Se contopesc în sărutul magnific și sfânt. Femeia e o evă, o floare plăpândă. Bărbatul în jos se apleacă să adune nectarul din cupa flămândă. Din umbră îi privește tăcut, cu bărbia prinsă în mâna-i căuș. Gânditorul, cătând spre apus, plângând după clipa aceea, la care odată a ajuns și a rămas acolo, de neatins, încremenit în piatră. Un foc nestins, nici de moartea ce a intrat pe ascuns, lăsând doar marmura curată, sacră ofrandă, un artist. Un artist polisemantic, poli... Face referire complex aici la pictură, la... imaginea simbolurilor, ying, yang. Da. Pozitiv, negativ. Da, da, nu? Da. Optimism, pesimism. Da, dar interesant că sunt albe. Alb, negru. Da, da. Da, contraste. Contrastele. Am putea merge mai departe, dacă îmi dați volumul. Da, vă rog, volumul. Facem schimb de așa. Material. Eram la Cela Negoiescu, Iulia Ralia. Iulia Ralia, iar fidelă antologiei. Fidelă. Fidelă, da. Da. Cezarina Adamescu, nume sonor. Cezarina Adamescu, da. Da. Doamna Cezarina, la fel trebuie să subliniem. Citim ceva? Da. A făcut recenzia. 128. O altă recenzie la care s-a lucrat mult. Da. Recenzie realizată de doamna Cezarina Adamescu. Și urmează, s-au promis, alte două recenzii pentru... antologia altă, artă sfâșiată. O a doua artă sfâșiată? Nu, recenzii. Încă nu au recenzii. Da, 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 da. Încă nu are o recenzie. Da. Și așteptăm de la doamna Cela Negoiescu și de la doamna Cezarina Adamescu. Au promis. Tărâm fără umbre. Da. Dor de senin, nu mai ascult pasacalii, pasărea spin sparge cu ciocul vitralii. Hălăduind spre un țărm fără umbre, nefiind moartea să nu mă adumbre. Parcă a fost ieri, sigur în propria nuntă, spre nicăieri. Astăzi mai sunt doar o suntă, pasărea spin sparge cu ciocul vitralii, dor de senin, nu mai ascult pasacalii. Foștii fiind... an peste an se adună spațiu de jind, singurătăți împreună, numai iubind sunt pentru toate imună, neguri albind, calc peste ciop de vitralii, dor de senin, vreau să ascult pasacalii. Foarte frumos. Aici e...